Sevil și Aide, probabil că multă lume nu știe mare lucru, deși este vicepremier în momentul de față. De vreme, toată lumea e interesată. Sunt schimbări drastice, niște informări de ploi și vânt. Avem, e vorba chiar de cod galben de ploi, Lapoviță și Ninsoare. În legătură telefonică directă cu noi, doamna Romica Jurca. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și bun găsit! A fost, aveam în vigoare sau era în vigoare o informare meteo de Lapoviță și Ninsoare la munte de temperaturi mai coborâte decât cele normale la această dată în regiunile intracarpatice, unde vor fi maxime cuprinse în general între 14 și 18 grade, de intensificare ale vântului în majoritatea regiunilor cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră, iar pe crestele montane înalte de peste 65 de km pe oră. Și acea informare făcea referire și la ceva cantități de apă care în actualizarea de astăzi și în prelungirea informării valabilă până mâine seară la ora 21, fraza cu cantitățile de apă ar fi că acestea ar urma să depășească pe arii restrânse 20-25 de litri pe metru pătrat, iar ploile vor fi prezente în zonele de munte, precum și în Moldova, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat. Deci aceasta ar fi noutatea în ceea ce privește informarea meteo. Podul galben este valabil sau va intra în vigoare astăzi la ora 15, va fi în vigoare până mâine la ora 10. În județele Maramureș, Bistrița, Năsăul, Suceava, Botoșani, Iași, Harghita, Covasna, Brașov, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea și în zona de munte a județelor Satu Mare, Mureș, Neamț și Bacău, se vor înregistra cantități de apă mai mari de 25 de litri pe metru pătrat pe arii extinse, dar izolat pot fi și peste 50 de litri pe metru pătrat. Bun, doamnă, dacă e să facem o analiză pentru toamna care a început și care a început cu niște temperaturi foarte ridicate, să ne așteptăm să fie schimbări din acestea dramatice de la o zi la alta? Weekendul trecut, de exemplu, am avut temperaturi de peste 30 de grade. Să fie și în perioada următoare tot așa, o zi foarte caldă, una cu furtuni? O creștere de temperatură se așteaptă la început, în primele zile ale săptămânii viitoare, cel mai probabil pe marți, în vestul, în zonele de câmpie și în cele de podii și am putea avea din nou o zi de vară, dar cu temperaturi care să atingă și să depășească ușor valoarea de 25 de grade, după care vremea se va răci din nou. Însă se pare că vremea va fi în continuare foarte schimbătoare, de altfel diferențe mari termice de la o zi la alta am avut și în celelalte anotimpuri, nu doar în ultima perioadă, dar s-au actualizat sau au fost emisă astăzi și prognoza pe următoarele 3 luni, care pentru octombrie, în ceea ce privește temperatura medie, aceasta va avea valori peste cele normale în sud, sud-est și local în vestul țării și apropiate de normal în restul teritoriului, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în Oltenia și în Muntenia și în rest vor avea tendință de excedent. Deci vom avea o lună octombrie cu temperaturi ridicate, să înțelegem? Cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal în sudul, sud-estul și vestul țării, dar vor fi cu medie de temperatură mai ridicată decât în mod normal, presupune mai multe zile cu temperaturi ridicate, dar mai puține și cu temperaturi mai scăzute. Deci, practic, și atunci vor fi alternanțe rece-cald. Luna noiembrie va fi cu temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, tot în sudul, sud-estul și local în vestul țării, și apropiate de normal în restul teritoriului, iar tendința de excedent a precipitațiilor ar fi valabilă de această dată doar pentru centrul țării. Dacă avansăm către iarnă, prima lună de iarnă, decembrie, va fi cu o medie de temperatură ridicată în regiunile sud-estice și cu valori apropiate de normal în restul teritoriului, iar în ceea ce privește cantitățile de precipitații, acestea ar putea fi mai însemnate tendința de excedent în centru și în partea de sud a țării. Și temperaturile
ridicate cu cantități mai însemnate de precipitat din partea de sud de țară, iar presupune și ploi, dar cu siguranță și lapovită și ninsoare și viscol cu umiditate de deasupra Mării Negre. Deci putem să spunem că prima dată, prima ninsoare să o așteptăm în decembrie? Așa ar fi normal, cel puțin pentru zonele joase de relief să o așteptăm în decembrie. La munte ninsori au fost și în ultimele zile, chiar și astăzi la vârful Țarcu erau 5 cm puțin mai devreme și condiții de lapovită și de ninsoare sau lapovită și ninsori la munte, în principal în zona înaltă, vor mai fi în următoarele ore, la noapte, mâine, posibil chiar și poimine, atunci când sunt precipitații, cu siguranță în zona montană înaltă să fie și lapovită și ninsoare, mai ales că temperaturile vor fi coborâte în următoarele nopți dimineți, valor undeva și pe la minus 4, minus 5 grade. Mulțumesc foarte mult pentru această informație, doamnă. Vedem și cum va arăta toamna, niște date foarte interesante din partea doamnei Romica Jurca. Și tocmai pentru că deja observăm aceste schimbări dramatice de la o zi la alta, o consecință a modificărilor din zona asta climatologiei din ultima perioadă, o consecința o vedem în România foarte clar în aceste zile. Sunt furtuni puternice, așa cum nu ne-am fi așteptat, furtuni cu care nu eram obișnuiți. Și prima situație foarte gravă de acest gen, așa cum vă amintiți, probabil a fost înregistrată în Timișoara weekendul trecut. Situație halucinantă și după producerea acestor evenimente. Așa cum a cerut guvernul, primarul Nicolae Robu a făcut o estimare a pagubelor provocate de furtuna devastatoare care a lovit orașul. Astfel, acesta a anunțat pagube în valoare de peste 20 de milioane de lei.